Nu le Ponta. Dacian Cioloș, premierul care a introdus Roșia Montană în UNESCO, spune că principalul vinovat pentru faptul că România pierde procesul de la Washington sunteți dumneavoastră, pentru că ați negociat în secret cu Gold Corporation în anul 2013. Sunteți, domnule Ponta, unul dintre vinovații pentru această pierdere uriașă în acest proces? Sunt vinovat că n-am reușit să-l demasc pe Cioloș, ca omul care a venit la guvernare ca să îndeplinească ceea ce și-a dorit Soros. Și haideți să ajungem și la Cioloș, că dacă vreți, din punct de vedere juridic, singurul care trebuie să fie tras la răspundere, care a semnat vreun document vreodată, de 1999 până azi, a fost Dacian Cioloș, includerea în patrimoniu UNESCO. Din 1999 până azi, România a avut 4 președinți și vreo 15 prim-ministri. Repet, singurele documente cu caracter juridic sunt cele semnate de Dacian Cioloș în ultima sa zi de mandat, când se vota în Parlament guvernul Grindeanu, și când știa foarte clar că prin introducerea în patrimoniu UNESCO, practic România nu mai poate să facă acea exploatare și pierde procesul. Ulterior, premierii PSD și Grindeanu și Tudose și Dăncilă, dacă nu mă înșel, au suspendat acea procedură de a intra în UNESCO. A venit Ludovic Orban cu ideea că să o ia de la capăt cu UNESCO. Avocații României, cei care au fost plătiți, care au apărat România, i-au și scris: dacă introduceți în UNESCO, e clar că am pierdut procesul. Și totuși l-a introdus. Bun. Acum Marcel Ciolacu n-a voia ce să facă, ci el o să plătească ce au stricat Cioloș și Orban. Un singur lucru mai vreau să spun și vă răspund la orice întrebare. România pierde de două ori. Pentru că în 2013, când am avut acel proiect care, din păcate, PNL-ul s-a răzgândit și n-a mai putut să treacă, aveam un studiu al lui Pricewaterhouse care arăta foarte clar că urma să încasăm din redevențe, taxe naționale, locale, peste 300 de milioane pe an. Deci România nici n-a încasat acei bani din 2013 încoace și va plăti și alții, pentru că o majoritate s-a lăsat călărită și, cum să spun, s-a lăsat jecmănită de o minoritate adevărat foarte gălăgioasă, dar care nu avea niciun plan. Unii salvau Roșia Montană, au salvat-o în sensul că pierdem bani și acum ar trebui să-și plătească cei care au salvat-o. Domnule Ponta, dumneavoastră a dat o declarație în acest proces la tribunalul de la Washington, este adevărat? Sigur că da, bineînțeles. Ce ați spus acolo, domnule Ponta? Am spus exact asta, că România a încercat și încearcă, am încercat de altfel și în 2013, să lăsăm să se facă exploatarea în condiții de respectare a mediului, în așa fel încât cele mai înalte condiții. Știu că am fost și în Finlanda, am luat că în Finlanda se exploatează aurul tot cu cianuri, am spus ce condiții. Și că cei de la Roșia Montană au zis că da, dar n-au început exploatarea. Noi nu pierdeam procesul dacă nu apărea Cioloș cu UNESCO, pentru că practic, în fața tribunalului de la Washington, România zicea: da, domne, vă lăsăm să faceți, dar trebuie să îndepliniți condiții. În momentul în care România a introdus în UNESCO, atunci a fost practic vina României, care zice: nu mai puteți să faceți nimic acolo, gata, acolo se face doar turism. Știm și istoricul și adresele trimise de avocați prin care autoritățile române au fost înștiințate, dar, domnule Ponta, ați fost acuzat că dumneavoastră ați negociat în secret în 2013 cu Gold Corporation, după care a apărut celebra lege Roșia Montană. Nu știu cine m-a acuzat. Dacă vorbiți de Cioloș, Cioloș, repet, este cel care... Dar ați discutat și ați negociat în secret, domnule Ponta, cu Gold Guvernul Corporation? Niciodată. Guvernul României, cu mandat, și erau toate instituțiile statului, a negociat o formă nouă, mult mai bună, după părerea mea, în sensul în care se creștea redevența, se creșteau investițiile în mediu, se punea obligația pentru cei de la Roșia Montană să decontamineze, să ecologizeze lacurile care există și azi, doamnă. Să știți că această acolo negociere cu cine ați portat-o? În interiorul coaliției de atunci sau cu Gold Corporation, cum se faceți legea Roșia Montană? Reprezentanții Gold Corporation au discutat cu reprezentanții guvernului. A fost o comisie, repet, în care erau erau reprezentanții ministerelor și reprezentanții altor instituții din România, în așa fel încât să găsim condițiile cele mai bune pentru România. Proiectul de lege a fost adoptat în guvernul unde erau toți miniștrii, și de la PNL și de la PSD,
am avut o discuție în coaliție, în USL, și s-a decis atunci, deci conducerea PNL a zis, da, mergem mai departe în Parlament cu legea. A mers în Parlament, cei de la PNL s-au răzgândit și în votul din comisie a rămas PSD-ul singur. Și legea a fost respinsă. Măcar, și dumneavoastră ați votat împotriva legii. Nu, n-am mai votat deloc până la urmă. N-ați mai votat deloc până la urmă? Dar era foarte clar că atâta timp cât nu acordul politic pe care l-am avut înainte de a trimite legea în Parlament s-a rupt în septembrie, nu știu de ce, cei de la PNL s-au răzgândit și am zis, bun, urma o campanie electorală, domnul Iohannis, dacă nu mă înșel, în 2014 a și zis că el nu-i de acord cu Roșia Montana, am zis, dom'le, cine se alege în 2014 o să aibă legitimitate. Din păcate, domnul Cioloș a venit cu o misiune foarte clară și și-a îndeplinit acea misiune. Din punctul meu de vedere, el ar trebui să răspundă penal și civil. Și faptul că a declanșat acest scandal chiar înainte să vină hotărârea, că noi, de fapt, noi discutăm de o hotărâre care nu există, nu? Ați fost în CSAT, domnule Ponta, cum s-a dus Iorica Dăncilă la domnul Iohannis. Ați fost și dumneavoastră în CSAT la domnul Băsescu să expuneți problema Roșia Montană? Nu, nu cred că a fost pe ordinea CSAT. Dar domnul Băsescu, după cum știți foarte bine, era un susținător al proiectului și eu sunt. Și eu cred în continuare că era un proiect din care România câștiga foarte mult. Dar cei care l-au oprit și au protestat, acum părerea mea că ar trebui să plătească, că ei au câștigat. Noi ceilalți s-am pierdut. De ce să plătim noi, care am susținut proiectul, pentru că au câștigat cei care l-au blocat? De unde plătim, domnule Ponta, acești bani? Cel puțin 2 miliarde de dolari. De la Cioloș, de la Goțiu, de la cei care băteau cu sticlele în asfalt, ce să spun? De la ei, păi nu-i corect să plătim noi, care am vrut să facem chestia asta. Toate mișcările de mediu, oamenii care bat cu sticlele în asfalt, sunt liberi să o facă. Problema este a celor care au semnat, care au luat hotărâri. Nu a activiștilor de mediu care asta e jobul. Haideți să vă împrospătez memoria, domnule Victor Ponta. Se pare că au trecut mai peste 10 ani și nu vă amintiți deloc. Vreau să vă spun că atunci când a început procesul de la Roșia Montană, la conducerea țării, nu se afla încă premierul Cioloș. Abia peste 4 luni de zile a venit la conducere. În iulie 2015 a început acest proces, domnule Victor Ponta. A venit și a schimbat, domnule Victor Ponta, pe vremea dumneavoastră și a USL-ului, vă rog să-mi permiteți să termin. Nu, stați un pic, îmi pare rău, dar nu știu cine sunteți în primul rând. Senatorul SR. În al doilea rând, vreau să fac o precizare foarte clară apropo de ce a zis domnul Barbâlcu. Nu, numai un pic, o precizare juridică. Vă rog. Nu există niciun document semnat de niciun prim-ministru din 1999 până acum, până la Ciolacu. De 99 s-a emis licența de exploatare. Până la Ciolacu nu există niciun alt document semnat de un premier al României, cu excepția cererii de introducere în UNESCO, semnată de ministrul culturii, doamna Șuteu, și de premierul Cioloș, în ultima zi de guvernare din 2017. Bine, acum v-am ascultat, domnule Victor Ponta, dar este cazul ca istoria, vă rog, că mai avem puțin timp. Istoria să fie cea reală, nu cea povestită de dumneavoastră după 10 ani. Contractul de la Roșia Montană nu era deja semnat când Cioloș a ajuns premier. Procesul cu Roșia Montană, deci statul a fost dat în judecată pe vremea când erați dumneavoastră premier, domnule Victor Ponta. Îl câștigam asta. Instanțele din România, domnule Victor Ponta, anulaseră deja la presiunea societății civile toate documentele pe care dumneavoastră cu acea guvernare le-ați emis în mod nelegal la Roșia Montană. Deci instanțele de România, din România, în mod definitiv, au stabilit că guvernarea dumneavoastră, USL, a emis niște documente, autorizații de mediu, tot felul de documente, o mulțime de documente, nelegal. Prin urmare, Roșia Montană, da, acest Gabriel Resorsic, a pierdut în România pentru că ați emis acte nelegale sub semnătura dumneavoastră. Și acum politic, să vă amintiți, domnule Victor Ponta, să deschideți programul USL și să vedeți că acolo ați menținut în campanie întrebarea electorală este cum că nu o să susțineți bani. Acest proiect. Ați mințit de 2 ori. Spune, domnul Ponta, că de aceea Cioloș chiar ar trebui abținere. Să răspundă penal și civil, nu știu dacă îl mai avem. Iar chestiunea cu UNESCO, doamna Porumbel, într-un dosar deja început, nu făcea decât să spună... Da, cu tot respectul. Sunt documentele trimise de avocați în care se specifică clar acest lucru. După începerea procesului. Asta spune avocații. Domnule Ponta, imediat. Această decizie dată de Tribunalul de la Washington este una executorii. Asta înseamnă că dacă România nu plătește imediat această sumă, vom avea conturile blocate? Da.
Îmi cer scuze, dar fiind la telefon, nu fiind în studio, n-aveam cum să urmăresc discuția. Repet, ați auzit întrebarea mea? Referitor la deciziile ICSID. Deciziile ICSID, da, se pun în aplicare, cu siguranță, altfel sigur. Dacă nu mă înșel, domnul Orban a dat banii imediat, nu mai știu, la European Drinks, nu? Așa este, frate Micula. Aici va fi la fel? Adică noi trebuie să plătim imediat această sumă? Nu știu care este strategia Ministerului de Finanțe și a Ministerului Justiției, dar cu siguranță, la un moment dat, România va plăti și îmi pare că este extrem de incorrect să plătească toți românii. Corect ar fi ca cei care s-au luptat să oprească exploatarea să dea banii de la ei. Așa cred că ar fi normal. Și corect ar fi ca guvernarea USL să fie ținută responsabilă pentru acest prejudiciu foarte imediat. Mare. Pe care a spus că Dacian Cioloș imediat. A spus că Dacian Cioloș ar trebui să răspundă penal și civil. Asta înseamnă că cine ar trebui să se autosesizeze autoritățile, domnule Ponta? Vreți să faceți dumneavoastră o plângere către parchet? Mai spun o dată. În 2015, cei de la Roșia Montană au dat în judecată guvernul României. Dar ar fi când pierdut proces. Prim-ministru. Ar fi pierdut când a venit domnul Iohannis președinte. Când erați prim-ministru. Ascultați-mă un pic dacă vreți să ascultați. Dar nu ascundeți adevărul, spuneți tot adevărul, că e mai simplu. Doamna Spada, în primul rând ar trebui să vedem motivarea. Cred că numai un pic. Nu avem motivarea. Hai să vedem pe telefon. Să termine ideea și apoi noi să vedem dacă este cazul, este cazul introducerii UNESCO. Domnul Victor Ponta denaturează adevărul într-un mod grosolan. Da, pentru că era prim-ministru și nu și-asumă nimic. Până când va veni decizia. Și nu și-asumă nimic. Până va veni motivarea. E posibil nu așa știți ceva? Care este suntem adevărul. Mințiți efectiv până în față. Până va veni decizia, nu știți care e adevărul. Singurul adevăr de care lucru pe care îl cunoaștem cu certitudine este că Dacian Cioloș în ultima zi de mandat. Da, dar nu este important că este alaltă ieri, cu o zi înainte de mandat. A schimbat regulile. Sau cu două sau cu cinci. N-a schimbat regulile, jocului. Domnule. A făcut o solicitare pe care UNESCO și dacă așa. Cumva puneți la îndoială autoritatea UNESCO, atunci discutăm mai despre altceva. UNESCO, UNESCO a stabilit că acea zonă din țara noastră a merită să fie UNESCO? Protejată pe lista monumentelor istorice. Ajută, da, și este foarte bine acolo, că această zonă este protejată. Dar atenție, toate s-au făcut ilegalități în guvernul Ponta USL. N-au venit instanțele din România au spus că actele făcute de această guvernare și anterioară a fost prejudiciul este dublu. Hai să ne calmăm un pic. Pe lângă cele 300 de milioane pierdute, domnule Ponta, deci dacă de România nu plătește această despăgubire imediat, se poate trezi cu conturile blocate. Vă rog, dacă mai doriți să interveniți. Doresc, da. Știți ce se întâmplă la dumneavoastră în studio? E de fapt ce s-a întâmplat cu Roșia Montană. O minoritate ușor isterică, așa, și care nu ascultă domnule nimic, Victor Ponta. A dominat o majoritate. Mai spun un lucru, mai spun pentru că sunt lucruri importante juridic. Chiar dacă Roșia Montană dăduse în judecată, guvernul României are multe procese. Pierdea, pentru că România arăta, domnule, eu te las să faci exploatarea, îndeplinește condițiile de mediu și te las. Din momentul în care, din punct de vedere juridic, România a spus, în acea zonă nu se mai pot face, este în patrimoniul UNESCO, nu se mai pot face activități economice, decât cultural, turistice, practic, asta au spus și avocații României, practic, în acel moment, România a anunțat la ICSID, nu, domne, nu o să vă lăsăm niciodată să faceți. Domnule Victor Ponta, dacă guvernarea USL își făcea treaba corect, cum spuneți dumneavoastră, ajungeam să fim dați în judecată sau ați făcut niște acte ilegale pe care instanța din România le-a anulat și prin urmare această societate pe care ați favorizat-o pare a rău, ajuns e o minciună să ne dea spune, doamna, în judecată nu în străinătate. Doamna, nu niciun act, doar pentru că dumneavoastră nu v-ați făcut treaba sau ați făcut doar alte interese. Strigați, nu înseamnă că de aceea am ajuns la un litigiu internațional. Să ținem un ton calm, nu, pentru că nu are ajuns la un litigiu internațional. Da, cred că aude domnul Ponta foarte bine în telefon.